pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului înainte, mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și a boteză în repejun pe cel propovăduit, te-ai învrednicit drept aceea pentru adevăr, nevoindu-te, bucurându-te, ai bine vestit și... Sfântul Ioan Botezătorul a fost întâi cu sine însuși, foarte exigent. Și din această exigență față de sine însuși se naște și exigența, intransigența cu cei din jurul său. În predica pe care noi avem, moștenire, Sfântul Ioan Botezătorul se adresează tuturor categoriilor sociale, spunându-le: nu admiteți compromisul sub nicio formă, pentru că dacă admiteți compromisul, este ca un cancer în viața voastră duhovnicească. Nicio formă de compromis, nici duhovnicesc, moral, adică să accepți păcatul, să lucreze în viața ta și să te desfigureze ca om, dar nici în viața socială nu admite compromisul. Celor din iad pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat.